Bună! Încerc să fac o introducere pentru acest video, pentru reuniunea noastră și pentru că nu pot să fiu acolo cu voi, o să sune un pic haios accentul meu, scuze, dar am accent diferit și aici și acolo, așa că m-am obișnuit. Vreau să felicit pe toată lumea pentru această minunată reuniune. Nu vine să cred că au trecut 20 de ani, ca și cum a fost ieri. Și totuși, în același timp, mi se pare că au fost atât de multe vieți pe care le-am trăit împreună. Atunci și după și acum și vom continua. Și uite ce ne leagă sunt amintirile și copiii și dorința și pasiunea de a ajuta generațiile tinere. Dacă mai folosesc niște cuvinte în engleză aici și acolo, în introducția asta, Raluca probabil că va ajuta cu traducerea. Mă bazez pe ea. Îmi pare bine că m-am conectat cu Silvia și Raluca pe Facebook. E minunat să le simt acea conexiune de inimă. De la inimă la inimă. Și îmi pare așa de bine că pot să fiu parte din această reuniune. So, ce să mai spun? Din 1995 până prin încerc să mă gândesc, până prin 2007 a fost așa ca un fel de vârtej. Tot felul de lucruri s-au întâmplat. Am continuat să lucrez cu copii, a trebuit să decid să mă antrenez din nou aici, în America, la școala colegiilor, universitatea lor specială de elementary education, educație elementară se numește. Mi-am făcut acel degree și am lucrat cu copiii mai mici, de la grădiniță până la clasa 4-a. Și apoi, în 2007, am avut această ocazie unică să primesc un telefon din Școala Internațională Americană în Niger, în Africa de West Africa, Niger, in the country of Niger. Și m-au cerut acolo să predau o clasă de grădiniță și clasa 1 amestecată. Și foarte interesantă această oportunitate, pentru că nu știam unde mă duc, dar m-am simțit foarte, foarte atrasă de acea șansă de a lucra într-o comunitate globală, internațională, de a practica cu copii de peste tot, din toate țările, și de a preda în engleză toate subiectele. Și uite așa, din 2007 până în 2010 am avut șansa de a pur și simplu de a experimenta cu niște metode alternative de educație pe care le-am creat cu pasiunea mea de creativitate, de poezie, de mișcare, de dans, de muzică, de diferite metode care le învățasem personal, care mă ajutaseră pe mine în dezvoltarea mea personală, profesională, cu life coaching, cu psihologie, cu yoga, cu meditație, cu breathing, metode de a ajuta pe copii când sunt stresați, când sunt emoționali, când sunt copleșiți studenții. So, am experimentat 3 ani de zile în clasa mea și am ținut jurnale cu tot felul de metode și lucruri pe care, activități pe care le-am introdus și am observat cum acești copii s-au transformat minunat. S-au transformat cei de la grădiniță și clasa 1 pur și simplu se comportau ca și cum erau adulți aproape. Foarte, foarte ascultau foarte frumos, politicoși, se ajutau unii pe alții,
mă minuneau pur și simplu prin aceste diferite lucruri, care le, metode care le-am introdus. Și uite așa, prin dezvoltarea mea personală, coaching myself și coaching them, pentru că terminasem un grup, un program de 2 ani de coaching în timp ce predam acolo de asemenea și învățasem tot felul de tehnici cu această metodă. M-am decis, când m-am întors înapoi în 2010 în America, m-am decis să nu predau în școală publică aici, să creez niște programe speciale ale mele pe care să le aduc la diferite școli. Și uite, așa am creat acest curriculum, o curricula Mirador, care are 7 diferite principii de dezvoltare pentru viață. Mindfulness, motivation, intention, integration, artistic expression. Ne trebuie să vedem viața ca un fel de artă, ca să apreciem totul. Cum să detașare, detachment, cum să stăm detașați de drama vieții ca să putem să înțelegem lucrurile mai adânci, să înțelegem filozofia vieții. Am introdus diferite principii de felul acesta. Cum să ne conectăm, cum să vedem ca și cum suntem toți o familie. Chiar dacă nu suntem familie de sânge, suntem familie, nu contează de unde venim și cum ne adunăm, suntem conectați împreună pentru un motiv, ca un fel de team. So, we co-create, creăm împreună ceva minunat. Și aceste principii, această curriculă sau curriculum a devenit programul meu. Și multe din școlile de aici sunt Montessori, sunt școli alternative, dar sunt în cadrul sistemului de educație public. Sunt un pic combinate, cum ar veni, sistem public, dar Montessori, metode pentru copii, în care îi lasă să, să-și aleagă ce vor să învețe, învățătorii facilitează, îi ajută, și le dă spațiu, le dă timp să lucreze la proiecte și apoi verifică ce au făcut și uite așa. Și am adus aceste programe după școală, after school, le-am numit Yoga and Creativity pentru că foloseam mișcări și poezii și dans și, psihologie și desenam și tot felul de artă și povestiri pe care le animam cu mișcările. Și voi explica. Și uite așa, de 5 ani, sau cam în jur de 5 ani, aceste programe le-am introdus în orașul meu, în Cincinnati, Ohio, în oraș mare, nu atât de mare cât e Chicago, mai mic decât Chicago și decât New York, dar oricum, pentru mine mai mare decât ce am fost obișnuită înainte. Și e plin de școli Montessori, sau am fost foarte ocupată cu aceste programe și între timp, pentru că au avut succes, am început să fac prezentații la diferite școli, să încerc să ajut pe învățători și profesori sau pe principals, pe cei care sunt directorii școlilor, să aduc anumite seminare sau să le explic cum pot să introducă unele dintre aceste metode sau tehnici în clasele lor, în timpul zilei. Să ajute pe copii, să se ajute pe înșiși, să mai dea din stres jos un pic, să se bucure de procesul de învățare în loc să fie copleșiți. Și uite așa, am creat anul trecut, am creat o certificare, un fel de acreditare internațională cu Yoga Alliance, care poate să fie predată sau poate să fie adusă ori și unde, la școli,
la părinți, părinții, învățătorii sau profesorii de școală sau cei care predau yoga sau oricine, orice adult care îi pasă de copii și vrea să predea sau să creeze aceste programe în cadrul școlilor sau după sau înainte de școală sau în comunitate, în centre, nu contează unde, pot să ia această certificare, acest program cu mine și parte din el este pe internet și parte este față în față, cum ar veni, mă duc și predau timp cu ei, probabil cel puțin o săptămână, în fiecare zi, sau în weekenduri, you know, 6-8 ore facem pauze și uite așa, ca un fel de seminar, ca un fel de workshop. Și învățăm, practicăm împreună. Uneori avem copii care vin și ne dau feedback, ne spun cum le place, ce facem, dacă le place, dacă vor altceva. Și în tot încercăm diferite activități cu creativitate și ajutăm brainstorming, inventăm, you know, folosim imaginația, inventăm, folosim experiența noastră profesională. So, totul este în plan de dezvoltare profesională și de creativitate ca să avansăm, you know, metodele de educație. Toată lumea poate să, you know, să se bucure mai mult când au acea libertate de a de a-și imagina ceva nou. So, asta este, cum ar veni, summary, sumarul you know, acestor ani pentru mine au trecut foarte repede. Și voiam să citesc o poezie, încă scriu poezii, Silvia o să se bucure, va fi în engleză. Încerc să o traduc, dar dacă o traduc, cred că o să-și pierdă din înțelesul ei. Mai bine o citesc în engleză. Și este o metaforă despre cum ne schimbăm într-un acum, lumea dinăuntru nostru, din sinele nostru devine you know, plină de minunății, de frumusețe, când încercăm să ne uităm mai mult înăuntru și o aducem afară. Să vă citesc această poezie și apoi voi adăuga niște poze cu aceste stagii din viața mea din 1995 până acum. So, the world inside yourself. Come closer, my friend. Stay still for a while with just one breath. You can now gather all parts of your being and dare to look at a brand new world inside yourself. She's calling you now to come even closer, dear one. And you will feel the presence of sheer wonder. Taste the wine of mystic love. She beckons you to transport yourself in any direction that emotions can take you. Each tear of joy becomes a drop of dew, and it moves differently into the many textures of your soul flower petals. She's showing you that this thing called your reality is never confined to what you see or think. So come closer and closer to master the steps in this dance of light. With just one breath, you can now gather all parts of your being and dare to look at a brand new world inside yourself. This poem was written in the fall of 2013. But it's very so much a part of what's going on now for all of us. We are recreating, redesigning our lives. Whether we're teachers or parents or moms or, you know, wives or lovers or friends or girlfriends or whatever we decide to be. And